lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clouniela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Bine te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bună, eu sunt Clounela și susțin misiunea CCF Moldova în sprijinul copiilor din familiile sărace care sunt afectate de criza COVID-19. Fă și tu o donație pe www.ccfmoldova.org la secțiunea Donează acum. Sprijinul tău este foarte important ca acești copii să rămână în familiile lor, iar părinții să le poată asigura necesarul pentru viață. Povestea care am ales-o pentru voi e legată anume de mâncare și de susținere. De mâncare pentru că vom afla ce mănâncă fiecare animal din savană, iar de susținere pentru că este scrisă de un autor autohton. E vorba de Cristina Bujor și editura Epigraph. Cristina ne-a scris o poveste foarte frumoasă pe care o vom delecta chiar acum împreună. Sunteți gata? Cine nu e gata, îl iau cu lopata! Hai să ne facem comod! Pentru că începe povestea. Ospățul din savană. E petrecere în savană! Masă mare, multă hrană! E chemată lumea toată, doar să fie educată. Erbivore, carnivore, hai veniți să facem hore! Dragi prieteni, hai, poftiți! Este loc, nu vă îmbulziți! Uite așa strigau de zor toate zebrele în cor. Aveau și un regulament. Uite aici și fii atent. Regulament. Astăzi nimeni nu se ceartă și învață să se împartă. Nu împungem, nu pișcăm, nu ne batem, nu țepăm. Nu zbugim și nu vânăm, reciproc ne respectăm. Astăzi vine fiecare de acasă cu mâncare. Ne purtăm frumos la masă, cui nu-i place, stea acasă. Și ne punem pofta în cui, astăzi vânătoare nu-i. Animalele se adună și pe rând o să ne spună care-i felul de mâncare ce preferă fiecare. Așadar, ne-am înțeles? Batem palma și am mers. La ospățul din savană, dintr-o țară africană, animalele se adună să le spunem poftă bună. Toți sub baobab s-au strâns, masă mare au întins. Animale mari și mici, șerpi, hiene, lei, furnici, antilope, leopard, zebre, rinoceri, gheparzi. Azi e zi de sărbătoare, fără griji și supărare. De sub masă, fără frică, se ițește o furnică. Mult stimată adunare! Când e vorba de mâncare, suntem foarte strângătoare, harnice, nevoie mare.
Nu suntem pretențioase, dar nici prea prietenoase cu cei ce nu muncesc, trândăvesc și chefuiesc. Dulcele ne place tare. Adorăm și semincioare, frunze, fructe și legume și fistic și nuci și alune. E gustos tot ce găsim. Mușuroiul îl hrănim, a zis furnica. Leul mândru stă la masă. Știți ce are el în plasă? Carne crudă și cârnat, dar se poartă cam ciudat. Ce se mai agită, frate? Mișcă coada, dă din coate, tremură și are febră, tot uitându-se la... Exact, la zebră. Ce-ar mânca aici pe loc? Dar n-ar fi corect deloc. Înțelegerea e clară. El aici e domn, nu fiară. Nu-mi priește mie iarba, zice netezându-și barba. Nici buriană, nici alună, carne vreau, doar carne într-una, spune leul. Uite și broasca testoasă se încumetă să iasă. Scoate capul, cere scuze și se linge încet pe buze. Pune pe o tavă mare 7 feluri de mâncare. Varză crudă, pește copt, o banană, vierbi vreo 8. Frunze, iarbă și lăcuste, e de ajuns ca toți să guste. Împreună au mâncat până când s-au săturat. Mulțumim, doamnă testoasă, pentru masa cea gustoasă! Broasca, știți voi, e sfioasă și a ascuns capul în casă, sub carapace. Ce ospăț, ce ospăț, strigă struțul șugubăț. Am întârziat puțin la acest frumos festin. Ia să pun și eu pe masă ce am pregătit de acasă. Frunze dulci și semincioare, multe fructe hrănitoare. N-avem pofte culinare sau pretenții la mâncare. Noi mâncăm tot ce găsim, chiar și pietre înghițim. Și se știe, dinți n-avem, hrana ca s-o rugumăm. Leul a strâmbat din nas. Eu de carne nu mă las. Crocodilul stă tăcut și e tare abătut. El mănâncă tot ce poate, orice fel de vietate. Păsări, zebre și testoase ce-i par atât de gustoase. Antilope, crabi și pește, orice pradă îi priește. Uneori, noroc de am, pap și un hipopotam! Tot oftează neîncetat. Câți prieteni am mâncat? Ce să fac? Sunt carnivor și nu mi-e deloc ușor. Aș mânca doar pomușoare, dar mă doare burta tare. Aș mânca viță de vie, dar îmi provoacă alergie, a spus crocodilul. Ce să faci? Așa e în viață, spuse zebra cea isteață. Unii numai iarbă vor, alții sunt carnivor, doar cu carne se hrănește și pe noi ne fugărește. Astăzi însă stăm aici, animale mari și mici, și pe rând noi povestim ce mâncăm și ce poftim. Eu prefer doar iarbă moale, care crește colo-n vale. Frunză dulce și gustoase, hai, serviți, am pus pe masă. Erbivor sau carnivor, la ospăț fii primitor, a închis zebra. Toți urechile au ciulit când girafa a vorbit. Dar girafă, stai un pic, că nu auzim nimic. Povestește cât mai tare că ești înaltă până la soare. Tocmai vă spuneam acum ce mănânc și cât și cum. Eu consum, dragi animale, doar produse vegetale. Frunze, ramuri de copac,
plante fragede îmi plac. Dorm puțin, am gâtul lung, cât mai sus să pot să ajung. Sunt extrem de pofticioasă și cu toți prietenoasă. Domnule hipopotam, nu cumva trezitul v-am? Vă rugăm să ne arătați ce bucate preferați. Somnoros, el s-a întins, a căscat și apoi a zis: ziua întreagă dorm adânc, noaptea ies ca să mănânc. Caut iarbă pe aproape, cât mai mult pe lângă ape. Dacă nu-i cu supărare, eu merg iarăși la culcare. S-a îndreptat spre râu Alene, cu moșene pe la gene. Și cât noi ne-am dumerit, el pe loc a dormit. Elefantul a strigat foarte entuziasmat: ia ghiciți ce mi-a trimis unchiul meu de la Paris! 7 lăzi de portocale, 8 borcane cu migdale, turtă dulce, biscuiți, pastă albă pentru dinți. Mănânc iarbă ziua toată, azi doresc și ciocolată. Nu vă fie cu mirare, căci e zi de sărbătoare! Multe, multe mai erau bucate. Au cinat pe săturate. În savană adunați, ieri dușmani, dar astăzi frați. Au mai stat nițel la sfat, au dansat și s-au distrat. Uite luna, colonzare, este vremea de culcare. Elefantul s-a sculat și din trompă a sunat: dragii mei, v-am anunțat că ospățul s-a încheiat! Rămas bun cât și-au luat, în savană s-a noptat și-au plecat cu toți acasă după cina cea gustoasă. Acum știți, copii isteți, hrana multor vietăți. Voi acasă, ce mâncați? Ce bucate preferați? Este ora de dormit, iar povestea s-a sfârșit. Și acum, cu mic, cu mare, hai, fuguța la culcare. Noapte bună vietăți! Somn ușor, copii isteți. Uite, asta e hrana vietăților din savană. Voi, copii, isteți să ne scrieți la comentarii care e hrana voastră. Și vă reamintesc, sunt aici pentru că susțin misiunea CCF Moldova, ceea ce poți face și tu printr-o donație direct la ei pe site www.ccfmoldova.org. La revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup cu drag și cu multă dragoste! Clownela, pa! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zori și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată
vreau doar timpul tău. Tata, nu vreau avioane, nici bani milioane, ești eroul meu. Să ne luăm de mână, să ne luăm de mână, și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. Să fie.